Intrarea la școală reprezintă o etapă importantă în viața copilului, de aceea el are nevoie să fie pregătit și sprijinit pe măsură. Pentru a înțelege ce înseamnă să fii școlar, preșcolarii din Câmpul Lung au fost invitați de colegii de clasa a patra să participe împreună la o activitate interdisciplinară. Evenimentul s-a petrecut joi seară, gazdă fiind școala gimnazială Oprea Iorgulescu. În școala noastră, școala gimnazială Oprea Iorgulescu, s-a desfășurat proiectul interdisciplinar Brădusul Prieteniei, desfășurat împreună cu copiii de grădiniță și cu educatoarele de la grădinițele de la noi din oraș. Copiii s-au simțit bine la noi în școală, au făcut cunoștință cu învățătoarele care vor prelua anul viitor clasa pregătitoare, și anume la clasa pregătitoare A, doamna Simona Voiculescu, la pregătitoare B, doamna Carmen Ungureanu, și la pregătitoare C, doamna Bădescul Monica. Copiii au realizat împreună cu copiii de clasa a patra, au fost primiți de către ei, brăduțul prieteniei. Viitorii școlari au fost întâmpinați de colegii de clasa a patra și conduși în sălile de clasă. Aici au fost primiți de doamnele învățătoare, care le vor îndruma pașii din toamna anului viitor. Bine ați venit la această sărbătoare deosebită, Brăduțul Prieteniei, care este o tradiție a școlii noastre. Ne bucurăm că suntem astăzi împreună. În fiecare din cele trei săli de clasă au fost organizate ateliere de lucru. Mai avem și o mânuță! O mânuță! Știți ce fac prietenii? Ce fac prietenii cu mânuțele? Noroc! Salut! Astă seară, pe lângă Brăduț, o să potopim și o mânuță. Și cu toate mânuțele, puse la un loc, pe tablă, o să realizăm Brăduțul Prieteniei. Deci, după ce terminați brăduțul, împodobim și mânuța în dreptul degețelelor. După ce au decorat fiecare mânuță, acestea au fost așezate sub forma unui brăduț al prieteniei. Activitatea a continuat cu un scurt program artistic, pregătit de elevii claselor a patra alături de doamnele învățătoare Simona Voiculescu, Carmen Ungureanu și Monica Bădescu. Bine sfătuiește-mă, eu frumos îi mulțumim și învățându-i răsplătim. Școala mea, lumina mea. Seara s-a încheiat cu împodobirea bradului de Crăciun. Fiecare copil a așezat în brad câte un globuleț sau o altă podoabă adusă special pentru acest lucru.
La final, fiecare copil a fost răsplătit pentru munca lui cu ceva dulce.